să reduceți viteza și dacă sunt angajați pietoni în traversare pe trecerea pentru pietoni, să le acordați prioritate de trecere, da? Mulțumesc pentru înțelegere, cel mic vrea să vă spună ceva. Bună ziua, fac parte din patrulă școală și doresc să respectați regulile de circulație. El v-a scris și o scrisorică acolo, câteva cuvinte, în speranța că ne-am făcut înțeleși și o să o citiți. Vă doresc drum bun fără evenimente. În această dimineață, la rondul de la Arhiepiscopie, polițiștii buzoieni au organizat o acțiune de informare și de prevenire în rândul participanților la trafic. S-a pus accent pe tema neacordării de prioritate la trecerile de pietoni. În municipiul Buzău, de la începutul anului, cele mai multe accidente cu victime au fost cauzate de neacordarea de prioritate în zona zebrelor. Pentru a trage încă un semnal de alarmă, astăzi, la acțiunea inițiată de polițiști, a participat și Teodor, elev în clasa a treia, care i-a rugat pe conducătorii auto să respecte regulile de circulație ce se impun în zona trecerilor de pietoni. De asemenea, le-a împărțit șoferilor și o scrisoare cu un puternic impact emoțional. Astăzi, la această acțiune, am rugat șoferii să ne dea prioritate pentru trecerea de pietoni. Coleg de-al nostru, la 9 ani, a murit într-un accident de trafic. În municipiul Buzău, principalele cauze ale accidentelor de circulație sunt neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați regulamentar în traversare pe trecerea pentru pietoni și abaterile comise de pietoni, traversările neregulamentare și pietoni pe carosabil. Astfel, lucrătorii Poliției Municipiului Buzău au desfășurat astăzi o acțiune de prevenire a acestor accidente împreună cu cei mici de la patrula școlară. Vă putem spune că de la începutul anului până în prezent, pe fondul neacordării priorității de trecere pietonilor s-au produs 18 accidente cu victimă, iar pe fondul traversărilor neregulamentare s-au produs 11 accidente. De la începutul anului, la Buzău, peste 500 de permise auto au fost reținute pentru neacordarea priorității pietonilor, dar și aproape 3000 de persoane au fost sancționate pentru traversări prin locuri nepermise.